arta poate asta să stea în calea dezumanizării, a deznădejdii și a tristeții. Așa că vă invităm să creăm împreună o comuniune a binelui prin artă, a speranței prin frumos și culoare. Încercăm să facem astăzi un lanț de protecție și de prietenie pentru Ucraina. Și o să vă spunem cum. Evenimentul de lansare a filmului Cry Now capătă chipul încrederii și al curajului, căci filmul, prin puterea lui, devine în aceste vremuri un instrument de comunicare pus în slujba frumosului și a păcii, așa cum a făcut-o de foarte multe ori de-a lungul istoriei, în vremuri grele, în vremuri de război. Așa că, împreună cu toată echipa și toți cei care susțin acesta, au susținut acest proiect, refuzăm să ne dăm bătuți. Din contra, ne prindem în piept buchețele galbene și albastre, simbolul Ucrainei, ne dregem glasurile emoționate, așternem zâmbete chinuite pe chip și ne oferim ajutorul în cadrul unui eveniment ce îmbracă haina umanității. Am nevoie de atenția voastră. Astăzi, punem spre vânzare 100 de NFT-uri derivate din posterul filmului Cry Now. Mulțumim pentru asta partenerilor Havoc Studio, fără de care n-am fi reușit să punem în aplicare atât de repede acest proiect digital. Suma strânsă va fi donată pentru achiziționarea de materiale suplimentare și obiecte de strictă necesitate pentru refugiații ucraineni. Începând cu ziua de joi, în ziua premergătoare lansării filmului în cinema, NFT-urile pot fi cumpărate de pe site-ul www.followartdistribution.com. Așa că în fața armelor vrem să așternem flori, povești de viață, încredere și empatie. Noi credem că aripile artiștilor și, în general, ale umanității, ale Ucrainei, nu pot fi niciodată frânte. Dacă lanțul de compasiune și de ajutor va fi neclintit. Pentru toate astea, mulțumim partenerilor ce ne-au ajutat să organizăm acest event. Havoc Studio, Steakborg, Kryptonita, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Nespresso, Cabana Gigi Ursu, Iva Term, Chef Iulian Olaru, Fly Music și Cristina Grecea. Partenerii media, Radio Guerilla, Ager Press, Arc, Cărturești, Cineghid, Cinema, Zile și Nopți și mi-am mai notat câțiva partenerii media.